Senatorul social-democrat Leonardo Badea, președinte executiv al Partidului Social Democrat Dâmbovița, a anunțat într-o conferință de presă că au început conferințe în organizațiile locale. Acest proces urmând să se încheie până pe 5 septembrie, când va avea loc conferința extraordinară județeană. La nivelul fiecarei localități au loc conferințe și sunt coordonate de fiecare parlamentar în colegiu în care a fost ales și de liderii PSD Dâmbovița. Avem conferințe locale și deplasări în teren în toate localitățile, discuții cu cetățenii și ne pregătim pentru conferința extraordinară județeană care va avea loc pe 5 septembrie, astăzi este programată. Toate conferințele extraordinare județene se vor derula până pe 15 septembrie, după care, după 15 septembrie, va avea loc o conferință națională prin care vom desemna candidatul la președinție al Partidului Social Democrat. Sigur, președintele Victor Ponta și-a anunțat intenția de a candida și sunt convins că va avea o susținere totală din partea partidului. Potrivit senatorului social-democrat Leonardo Badea, zilnic sunt programate conferințe în câte una sau mai multe localități dâmbovițene. Conferința extraordinară județeană a Partidului Social-Democrat Dâmbovița va avea loc pe data de 5 septembrie, iar pe 15 septembrie la București va avea loc o conferință națională în cadrul căreia Victor Ponta va fi desemnat prin vot candidatul PSD la alegerile prezidențiale.